Nici nu știu cu ce să încep, vorbesc foarte serios, că sunt foarte multe chestiuni pe care vreau să le discutăm. O să încep cu o știre care ne arată că, bă, ceva se mișcă. Se mișcă în toată Europa, atenție foarte mare. Îl mai știți cumva pe Rute? Are și o rimă de asta foarte interesant. Numai că, ce să vezi, domnul Rute e ăla, premierul Olandei. Mare șmecher, a venit la bucța minte când cu Schengenul, cu tare. Mark Rutte, bravo, Tavi, l-ai recunoscut, este. E Mark Rutte, dar nu e care cu arcul, dar e tot pe acolo, pe undeva. Bun. Cum ne prindea ăsta, cum ne amenda, ca să zicem așa? Că n-avem voie în Schengen, că nu e bine, că suntem nu știu cum. Bă, Dumnezeu, vorba românească nu bate cu parul. Uite ce s-a întâmplat. E un partid în Olanda. Îi zice Partidul Fermierilor. A candidat la alegeri până 2021, luase un 1%, adică nimic. Nu exista, era inexistent. 2021, rețineți, acum suntem în 2023, deci ce mi-e? O aruncătură de băț la scara electorală a istoriei. Ei bine, acest partid al fermierilor, astăzi, la ora la care discutăm, e declarat câștigător al alegerilor regionale și are cele mai multe locuri în Senatul Olandei, depășind partidul lui Rutte. Deci Rutte stă și se uită cum un partid numit Partidul Fermierilor, inexistent până acum 2 ani de zile pe scena politică din Olanda, i-a luat voturile și s-a dus, ca să zicem așa. E the best în momentul de față în Olanda. Și o să ziceți, bă, dar ce s-a întâmplat, mă, de acum 2 ani de zile până în zilele noastre? Păi s-a întâmplat că tâmpiții ăștia de la Bruxelles, cu politicile lor în legătură cu fermierii, obligându-i să nu mai crească vaci, de ce? Că vaca atrage pârțuri și se duce dracu în stratul de ozon, obligându-i să nu mai folosească nu știu ce fel de îngrășăminte în agricultură, să nu mai folosească nu știu ce nutreți pentru animale, că nici ăla nu e bun și că e făcut de nu știu ce și că se duce dracului stratul de ozon și așa mai departe, i-a băgat pe ăștia în faliment. E, închipuiți-vă acum niște zeci de mii de fermieri, înmulțiți cu 4-5 membri de familie, adăugați toți oamenii care lucrează în astfel de ferme și fermieri, au fi venit și le-au fi spus, bă, nu mai am cu ce să vă plătesc, trebuie să închid, că mă obligă ăștia să așa și pe dincolo, care au zis, da mă, pe bune, despre asta este vorba? Asta e politica lui Rutte? Ia să-i o dăm noi lui Rutte. Și au dat-o lui Rutte la alegerile regionale în momentul de față, în așa fel încât Partidul Fermierilor este un partid mare. Aviz celor care să pregătesc de alegeri pentru anul viitor. Că eu tot îi văd pe ăștia la un moment dat pe Ciolacu și pe Ciucă cum își prevăd ei viitorul împreună, ținându-se de mânuță și după 2024. Bă, băieți, bă, bă, voi n-ați mai fost în piață, mă. Voi n-ați mai fost la supermarket, mă. Bă, voi nu știți ce e la țară, mă. Păi noștri, nu, ai nu știu să neapărat fermieri. Sau, mă rog, avem și fermieri câțiva. Dar la noi e cu agricultura aia de subzistență. Avea la omul 2 castraveți într-un solar, 4 roșii în curte, 5 găini în aia, un porc în coteț. Bă, băieți, bă, bă, începe să le vină oamenilor, le vin facturile în momentul de față, da? Ălea restante, nu știu ce, 3, 4 facturi deodată. Da? La asta se adaugă creșterea prețului alimentelor. Sunt oameni care nu s-au uitat în ultimii 10 ani odată sau 20 de ani nu s-au uitat la cât costă un borcanel de iaurt în magazin și care acum se uit. Sunt oameni care abia acum descoperă că între roșiile din Turcia și alea din Olanda e o diferență, unor destul de mare. Să uită pentru că deodată coșul de cumpărături care costa săptămânal 3-400 de lei, da? Așa, fac o medie, a ajuns să coste 7. Și omul zice, bă, stai mă puțin, ce dracu s-a întâmplat, mă? Da? Prețul peste preț. Omul care plătea asigurarea de mașină RCA-ul, că tot e un protest acum al ăsta de la aur, pe acolo, pe la RCA și așa mai departe, omul s-a trezit că pentru de nimic, așa deodată, RCA-ul costă 1000 de lei, 10 milioane vechi. Și a zis, bă, ce naiba se întâmplă, mă? Unde le duc ăștia, bă? Bă, ce e cu ăștia, bă? Așa că atenție, te pomeni că apare vreun partid al fermierilor sau că vom avea niște surprize, surprize la alegerile din 2024. E, asta este ca să înțelegem cam cum stăm până și în bătrâna Europa. Adică la noi, că zic unii, bă, extremiști, nu, 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 stați puțin, se mișcă lucrurile. Se mișcă pentru că oamenii la un moment dat nu vor mai avea de unde să-și plătească facturi, coșul zilnic și alte, ne mai vorbim de concedii și de astea, deja intră la capitolul lux.
Tavi Coandre e cu noi, mulțumesc, salut Tavi. Salut, vă îmbrățișez pe toți și pe cei care... Bogdan Comaroni e cu noi, salut Bogdan. Astăzi vreau să vă rog să punem în discuție mai multe subiecte. O să începem cu scurte comentarii, am să vă rog și pe voi pe marginea acestor chestiuni, că se leagă cu multe lucruri. Dar o să discutăm și despre această... Deci astăzi, în rândul, dacă citiți paginile de socializare, eu citesc că mie îmi place să mă și distrez un pic, adevărat, sunt și răutăcios. Progresiștii, tată. Mamă! Deci au propus... 13 reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute în România, au zis, bă, să se dea și examen de religie la BAC dacă cineva vrea să dea BAC-ul la religie. De ce nu? Bă, aduc aminte că numai cu niște ani să dea BAC-ul la sport. Deci, în serios, adică nu era nicio problemă, era probă de BAC, a laureat. Educație, fizică, sport. Sărea ăla la groapa cu nisip, făcea 4 ture, 5 de stadion, mai alerga la un sprint și asta era, lua sau nu la proba de BAC la sport. Acum au sărit ăștia toți, bă, să-i vezi pe mândruță, bă, să se agață toți. Aaa! Religie la BAC, ne întoarcem în evul mediu, primitivilor, lumea avansează, se duce spre chestii progresiste și voi, retrograzilor, întoarceți copiii din România, tinerii din România, către religie și așa mai departe. Ce aveți, mă? Ce aveți, mă? Băi, nemernicilor, ușor, mă. Stați, mă, naiba, potoliți, mă. Mai puneți, mă, mâna pe o carte, mai intrați, mă, și într-un muzeu. Stați, mă, naiba, potoliți. Dacă nu era religia creștină în Europa, nu vă aveați nici ce să vizitați, mă, astăzi. Nici la ce opere de artă să vă uitați. Terminați, mă, naiba, prăpădiților, vai de capul vă. Și ce dacă dă, bă, un copil examen de bacalaureat ale nici? Da? Vă place să aveți în bibliotecă istoria credințelor și ideilor religioase ale lui Iliade. Vă mândriți cu volumele, le puneți acolo frumos să le vadă musafirii când vă intră în casă. Ia uite, bă, ce am eu aici, da? Vă minunați în fața câte unei opere de artă din, inspirată de religia creștină în muzeele lumii, da? Vă uitați și cu admirație la textele unor mari scriitori romanele excepționale ale lumii, care pornesc toate cu un filon creștin, da? Pe o idee creștină. Bă, dar când e vorba să dea un copil eventual un examen de bacalaureat în care nu trebuie să fie învățat să recite Tatăl nostru, mă, ci să vorbească despre istoria religiei creștine, despre cultură, despre artă, despre influență, despre filozofie, dacă vreți, curente și așa mai departe. Ce aveți, mă, nebunilor? Ce vriți, mă, așa de sare online-ul, de zguduielile voastre? Ce au greșit, mă, ăștia când au cerut să se poată da și religie la BAC, mă? Dacă un copil vrea să dea, a învățat, îi place, studiază, n-are, mă, dreptul să fie verificat și la cunoștință de genul ăsta? Ce aveți, mă, nebunilor, mă? Ce, mă, cu voi, mă? Hai de capul, mă. Hai să începem cu Marc Rutte și o vedea noi ce mai face și cu progresiștii. Cum ți se pare, Tavi, Partidul Fermierilor? Ha? Un prim semn că mi s-a alăturat și Chris Terheș, iartă-mă, doar atât să-l salutăm și pe Chris Terheș, da? Salutare, Chris, avem o chestie mișto de tot de la Chris, mai multe, de fapt. Tavi, te rog! Ideea este că încet, încet Europa profundă, ca să zic așa, Europa tradițiilor și Europa în care credeam și noi, toate generațiile dinainte, o Europa a dreptului roman, a filozofiei grecești și a Sfântei Scripturii. Asta e Europa cu care o știm noi. Dar acum apar niște tipi mai tineri, atent selectați, instruiți cu investiții uriașe în laboratoarele Soros, burse cu granturi generoase oferite de diverse organizații și instituții neomarxiste, au dat peste noi. Noi avem Europa noastră. Și acum Europa profundă, văd, ăsta e primul semn, că începe să se trezească. În România cred că se coace acum revenirea unor tradiției și istoria culturii din România, ale revenirea unor valori considerate desuete de neomarxiști ăstea, care zic ei condamnate de mersul istoriei implantați. Deci ăștia, băieți, ăștia își trăiesc, cred că, începutul sfârșitului. Ceea ce mi se pare extraordinar. Da. Bogdan? Da, vă aud. Știai de Partidul Fermierilor, mă? De asta, mă?
Da, pentru că am urmărit protestul fermierilor olandezi, Da. încă de acum, cred că un an deja. Ei au fost primii care s-au ridicat, au blocat acolo drumurile tot și au fost primii care au atras atenția unei europene, bine, mai puțin la noi, că la noi presa main nu era atentă la problemele astea, era atentă cum să propage politicile lui Arafat, ăstora, deci așa. Deci acum, cred că vreun an, blocaseră drumul cu tot, ieșiseră vreo 60.000 de olandezi și care au început protestele împotriva unei legi care se dăduse în Olanda, care reducea azotul. Era dorința de a reduce îngrășământul de azot. Ori, azotul este un element, un dintre cele mai importante elemente ca plantele să crească, să se formeze și, practic, în momentul în care le interzicea îngrășământul de azot, le punea la pământ, practic, fermele, toate astea, și mai mult era ideea că statul amenința chiar cu confiscarea terenurilor fermelor și în Olanda. Și atunci a apărut curentul ăsta care mie și altora ne-a tras atenția cu aberația azotului, pentru că la vremea aia, tot într-o emisiune de-a ta, știi că vorbeam de cazul ăsta, vorbeam, nu eram la televiziunile mei, și spuneam că cel mai mare poluator al planetei cu azot e aerul, deci atmosfera, care conține 70 și ceva la sută azot. Și atunci, într-o primă etapă, fermierii nu au avut marele succes și nu au reușit prin protestele stradale, prin ce au făcut ei, dar i-a determinat să-și întărească partidul fermierilor și să intre și să capaciteze foarte Bogdan, mulți Am o rugăminte mare la tine, scuză-mă. Bogdan, stai puțin. Hai să facem așa că, uite, Crister Hesh îmi scrie acum, dialoghez cu el și pe SMS-ul și îmi spune că la 22 de minute are discurs în plenul Parlamentului și că va trebui să iasă din acest live. Vreau să-l rog, sunt două chestiuni importante pe care le vom comenta și noi în toată chestiunea asta. Unul e, Chris, povestea asta cu fermierii olandezi și aș vrea să știu ce zic colegii lui Mark Rutte din Parlamentul European, dacă ai văzut cu fețe lungi căzute și așa mai departe. Da. Și doi, votul extrem de important care se dă astăzi în plenul Parlamentului European, înțeleg, pe portofelul digital. Da? O chestiune care este foarte delicată, foarte, foarte delicată. Hai să începem repede cu chestiunea asta cu olandezii ca să te lăsăm să mergi la plen. Da, într-adevăr, de aseară am văzut colegii europarlamentari din grupul Renew, care fac parte din partidul lui Ciolo, sau omologul partidului lui Ciolo, să spun, din Olanda, partidul lui Mark Rutte, efectiv erau cu fețele ploștite aseară, pentru că nu s-a așteptat nimeni la un astfel de rezultat. Excelent. Din partea partidului fermierilor, adică pe aici lumea era, dar cine sunt ăștia, de unde au apărut, cum au apărut? Gândiți-vă că partidul acesta a apărut în 2019, după ce Ursula von der Leyen a venit cu nebunia aceea cu Green Deal-ul. Eu am tot vorbit din 2019 despre faptul că acel plan megalomanic al Ursulei von der Leyen de a transforma Uniunea Europeană în zonă neutră din punct de vedere climatic și al emisiilor de gaze, adică niște utopii din astea care efectiv n-au de a face nici cu realitatea, nici cu știința, nici cu nimic. Problema este că Olanda este a doua țară din lume ca exportator de alimente după America. Deci gândiți-vă, acum America, mă rog, are teren mult, dar Olanda, pe terenul cât îl are, gândiți-vă cât de bine are pusă la punct agricultura dacă reușesc în momentul de față să fie a doua țară exportatoare de produse alimentare. Ori în contextul acesta să vii și să spui, tăiem fermele, tăiem subvențiile, n-ai voie să folosești îngrășăminte, n-ai voie să faci cutare, vă dați seama că le afectează la toți oamenii, la toți fermierii aceștia, business-ul efectiv, și afectează societatea la baza ei. Și atunci oamenii s-au organizat și au făcut protestele despre care ați și vorbit, ați văzut și în ultimele luni ce au făcut, au venit cu tractoarele în Bruxelles, a fost blocat Bruxelles-ul mai weekendurile trecute, nu puteai să intri, erau mii de tractoare, au venit, au aruncat și gunoi, vă dați seama, balegă, tot felul. Mă rog, asta e. Foarte bine. Ei, au câștigat, au avut alegeri regionale în Olanda ieri, pe data de 15 martie, și acestea sunt importante pentru că în urma acestor alegeri se aleg și senatorii din Olanda.
Ori în Camera Superioară a Parlamentului Olandez, Partidul Rutte nu avea deja majoritate. Ori în contextul în care, cel puțin ieri, spuneau că vor avea 15%. Am văzut niște exit poll-uri. Deja dimineață, datele preliminare oficiale spun că acest partid ar fi câștigat 20% din voturi, ceea ce e imens pentru o țară ca Olanda, unde se votează, au fost, dacă nu mă înșel, îmi zicea un coleg, 20 ceva de partide care au candidat și acolo dacă atingi, cum se numește aici, minimum threshold, deci baza minimă de voturi, să spun, tu intri în Parlament și cu 1%, nu contează. Dacă ai obținut voturile pentru un mandat, intri în Parlament. Și vă dați seama ce reușită este pentru un astfel de partid care e abia acum a creat de câțiva ani, să spun, dar efectiv s-a implicat mai mult în activități politice de 6 luni de zile, de când a început această nebunie. Și eu am atras atenția și în live-urile și în podcast-urile pe care le-am avut chiar și aici la EVZ, că Europa se schimbă, pentru că la baza societății lumea nu mai poate tolera ceea ce se întâmplă. Și nu sper să fie un semnal, o trezire, un wake-up call pentru tot acest leadership al Uniunii Europene, pentru a înțelege ce se întâmplă. Și cumva ceea ce vedeți în momentul de față că se întâmplă în Olanda, are de a face și cu votul care va fi astăzi în Parlamentul European cu privire la acest portofel digital sau digital wallet ID, cum îi spune. Acest proiect a trecut de Comisia ITRE, de piață internă. Eu am fost raportor pe opinia din LIBE, care a privit doar câteva articole din această propunere de lege sau de regulament strict pe chestiunea de drepturile omului. Am încercat să pun cât de multe blocaje. Am împins proiectul acesta cu un an, că altfel era votat de anul trecut. Am vrut să-l împing cât mai aproape de alegerile europarlamentare, ca lumea să se trezească, să vadă ce se întâmplă. Ei, a fost votat în comisie, a trecut această prevedere și procedura parlamentară e următoarea. Comisia principală care se ocupă de un astfel de raport, de un astfel de regulament, notifică Parlamentul că dorește să intre în negocieri, în trialog, se numește, cu Comisia și cu Consiliul. Restul europarlamentarilor are opțiunea să blocheze această intrare în trialog, făcând procedura pe care o vom supune acum la vot, unde restul europarlamentarilor să spună dacă sunt de acord să se intre în acest dialog, trialog, sau să se supună întregul text la vot în plenul Parlamentului. Deci astăzi vom vota dacă se supună la vot în plenul Parlamentului această prevedere. Dacă cade la vot prevederea de astăzi, se va intra în trialog fără ca restul europarlamentarilor să fie votat. Și aici e miza, de fapt, pentru ceea ce va urma. Eu am explicat într-o serie de reacții publice că dacă această prevedere va fi adoptată și de state, adică de Consiliu, și va intra în vigoare, efectiv Uniunea Europeană se transformă dintr-un spațiu al libertății într-un lagăr, într-o închisoare, pentru că vei fi asociat cu un număr. Nu vei mai avea nici intimitate, nici viață privată. Toate datele tale vor fi puse, stocate pe un server sau un cloud, nici nu mai contează. Birocrații europeni, serviciile, autoritățile, instituțiile vor avea acces la ele într-o secundă. Okay. Și în situația aceasta suntem. Deci în 35 de minute se va supune la vot această temă și vom vedea ce se întâmplă. O să fac live chiar din Parlamentul European, chiar din plen, să vadă lumea ce se întâmplă. Dacă cade la vot această propunere, adică se decide să se meargă mai departe în trialog, rămâne ca în cadrul acestui trialog să vedem ce negocieri se pot face. Voi fi și o parte în acest trialog, din negocierea care va avea loc, pentru că fiind având mandat din partea Comisiei LIBE, voi face tot ceea ce ține de mine să protejez cât mai mult drepturile și libertățile fundamentale. Însă soluția, eu am și explicat asta, soluția de fapt este de a respinge total acest proiect, dar nu există în momentul de față o astfel de majoritate de respingere. Și atunci încercăm să o coafăm cât de bine se poate, dar la final, personal, voi vota tot împotriva acestui proiect, pentru că e abuziv și efectiv îți transformă Uniunea Europeană într-un sistem similar cu cel din China, unde vei fi urmărit la absolut fiecare pas. Sociale. Da. Mulțumesc foarte mult, Chris Terheș, pentru această intervenție. E important că am reușit să punctăm asta împreună cu tine. Evenimentele sunt în desfășurare în momentul de față, dar este clar că asistăm la niște frământări extraordinare în interiorul Uniunii Europene. Bogdan, te rog să-ți continui ideea. Era important ceea ce ne spuneai și tu, de asemenea, în legătură cu fermierii. E un semnal
Oameni buni, pare departe pentru unii 2024, dar din perspectivă electorală, anul electoral 2024, deși încă suntem la început de 2023, a început, ca să fie clar, inclusiv în România, deci să fie clar. Da? Da, a început și în America. Uitați-vă la poziționările unora, precum Ron DeSantis, să spunem, în legătură cu războiul din Ucraina. Or fi anul viitor alegerile prezidențiale la americani. Da, de fapt, campania e în desfășurare de acest moment. Deci poziționările sunt în acest moment. Bogdan, te rog. Tocmai de-aia este și graba Uniunii Europene, Parlamentului European, de a trece pe bandă rulantă toate legile progresisto-neomarxiste. Până la, continuu imediat cu olandezii, dar ca să completez ce a spus Cristian Tereș, trebuie văzut momentul ăsta cu dorința de a vota rapid, de a intra la vot portofelul digital, care nu va fi numai pe ce a zis Tereș, ci va fixa și moneda unică digitală, care devine foarte importantă. Care pe lângă asta o să aibă ce bani are fiecare, cum îi tranzacționează, dacă îi tranzacționează, dacă se reportează sau nu se reportează, dacă banii expiră sau nu expiră. Și în tot acest portofel digital se prevede ca acea persoană, adică numărul pe care îl va avea fiecare cetățean, acolo apare vis-a-vis de toate bolile, toate informațiile, tot ce a făcut el și cu toate astea, inclusiv cu penalități, cu tot, deci tot controlul, inclusiv cu banii din cont, cu tot, dar trebuie văzut această nebunie cu criza financiară care vine, care se apropie, trebuie văzută alături de evoluția extraordinară a inteligenței artificiale și de agresivitatea cu care e impusă și într-un mediu concurențial AI pe piață. Deci toate astea, cine se gândește că mai vedem până în anul 2020, facem peste 2-3 luni, pentru că conform estimărilor, de pildă, numai unul dintre concurenți, ChatGPT, a trecut deja și poate să facă în versiunea 4 conținut, să transforme conținut pe imagini, după video, poate deja să facă teze și lucrări de doctorate avansate, adică în urma unor estimări, evaluări de IQ electronic deocamdată, se află la nivelul unui profesor universitar. Deci îți dai seama la ce nivel crește și lumea trebuie să fie conștientă că inteligența artificială și numai dintr-un singur loc, adică asta a lui ChatGPT, e deja depășit ca nivel de inteligență 3/4 din planetă, dacă nu cumva mai mult. Și mediul ăsta concurențial va face ca supravegherea dată de inteligențele artificiale, pe care astea vor folosi datele din tot felul de portofele electronice, din sisteme integrate personale și din tot, astea se vor petrece cu o rapiditate de-a dreptul uimitoare. Și atunci, în tot acest context, trebuie văzută lupta pe care o duc în Parlamentul European și tot în contextul ăsta trebuie să vedem și trezirea fermierilor olandezi, dacă ea va fi urmată și de către alții, în alte țări. Pentru că, într-adevăr, acolo fermierii au o forță mare, ei fiind, cum a zis și Tereș, urma să spun și eu, pe locul 2, adică unul dintre cei mai mari exportatori de produse alimentare și dacă te uiți în orice supermarket și de la noi, de la Roșii, la toate alea găsești că sunt țara de origine Olanda. Deci acolo războiul ăsta care a început și începe în Europa cu cetățenii, iată că începe, pentru că asta vreau să spun, restului populației poate li se par chestiuni minore, adică bine, au venit olandezii și au problema cu îngrășământul și cu aia că, cu terenul. În Franța, bine mă, ce fac ei? Adică fac o revoluție pentru că li s-a pus un an la pensie. În alte părți ale Europei unde apar, în Italia unde apar deocamdată la nivel politic prin partidul Meloni, prin tot ce se întâmplă acolo, apar reacții de contre în alte țări. Dar chestiunile astea arată, bine, unele ori fi minore, adică noi nu înțelegem de ce iese lumea în stradă pentru 100.000, cu 200.000 pentru un an de pensie, când la noi nu ies în stradă nici dacă îi țin în casă pe
dau faliment firmele și mai are nimeni firme private, deci în România. Dar asta ne arată nouă că acolo, în țările astea care se confruntă direct cu, cu dușmanul, ca să zic, cu vrăjmașul care vrea să îi încalece, are loc această trezire și scânteia asta care bocnește se aprinde de la orice. Noi, România, suntem într-o țară de tip recoltă, o țară de tip cazarmă în care, uite, vin și ne bagă militar tot ce se poate, și într-o țară de tip recoltă, în sensul că vin marile corporații cu tot și recoltează de aici tot ce au nevoie. Recoltează gazele, recoltează petrolul, recoltează inteligențele, le exportă, deci tot, nu plătesc taxe, nu plătesc nimic, nu participă la investiții, nu participă la absolut nimic, suntem o astfel de țară. Deci la noi e departe de a ne trezi. La noi încă românul trăiește în ideea, las că la noi merge și așa, las că eu să mă descurc. Poate să vină ăștia cu orice, că noi să fentăm legile, că nu mă mai prinde pe mine în viață cât o să dureze. Deci asta este psihologia și filozofia românului. Tavi Hondră. Eu aici am un amendament. Cred că România, în mitul ei fanariot în care ne-am obișnuit să trăim ca într-o supă din asta călduță, băi, ei stau și așteaptă până le ajunge sula în coaste, cuțitul la gât. Că să nu crezi că nu e o mare tensiune, Bogdane, la țară, cu toate nenorocirile astea care au venit peste țara, peste bietul săran subzistent din agricultura lui din spatele casei și dintr-un ar doi de pământ. Deci au venit ăștia cu toate bolile, le-au ucis porcii, le-au ucis găinile. Să nu crezi că asta pentru ei, asta este ca și la un occidental când îi închizi ferma. Pentru că durerea lui în sufletul lui de român este la fel de puternică exact ca un fermier din Olanda care va vedea că își pierde ferma. Poate chiar mai accentuată, pentru că noi suntem un popor tragic prin conștiința noastră. Deci eu cred la țară că... au rămas bătrâni în mare parte, să știi. Lasă că și... s-au mai întors, au început să se întoarcă și tinerii la țară. Te sfătuiesc deci, odată cu mașina de pe drum național și să mergi pe drumul național. Să vezi câte case sunt abandonate și câtă România e depopulată. Da, mă, știu asta, dar nu despre asta e vorba. E vorba despre războiul între două lume aici. Fiecare cu armele, fiecare lume și fiecare țară cu armele lui. Deci războiul în momentul ăsta în toată Europa, fiecare țară la nivelul la care a ajuns ea, se poartă între lumea neomarxistă, cum ai zis tu foarte bine, și între dorința de a se reface vechile imperii. Că dacă ne gândim un pic mai atent, vom vedea că toate măsurile astea conduc spre refacerea vechilor imperii și exploatarea țărilor mai sărace. Că, de fapt, despre asta e vorba. Că li se rupe în 14 la Ursula von der Leyen cum la nivel și, la nivel global, la nivel global e pentru Bogdane, nu mai fi așa nervos. Nu mai fi nervos că se întrerupe imaginea. A blocat calculatorul, că te enervezi. Deci eu îți făceam o paranteză, îți dădeam apă la mâna. Nu vrei să o faci după ce termin și eu. Deci nu pot să fac la sfârșit. Nu, dar de obicei când îți vine rândul, știi că așa ne-am obișnuit să vorbim fiecare și... Îmi place să te enervezi azi. Chiar nu mă enervez, mă simt foarte bine. Fumez un popular siglo 6, vă văd pe voi care îmi sunteți dragi. Știu că în spate ne ascultă o grămadă. Dacă vreau să văd, știi ce vreau să văd? Dacă reții de unde ai plecat. Am vrut să te întrerup, să văd dacă bine că să întrerup. Și dacă reții șirul propoziției. Nu, ideea este că se bat două lumi. Și acum depinde de... se aude sau s-a întrerupt iară? Se aude. Sau cel puțin ceva mai devreme te auzeam. Acum nu mai. Gata, ai cobit? S-a întrerupt. Na, firea la naibii de amar să fie. Da, așa. Băi, și trebuia să mă lase doar să fac o paranteză mică, atâta. Hai, continuă tu să te văd dacă știi unde s-a întrerupt Hoandră Comaroni. Ia să vedem. Aia care a revenit. Deja s-a ajuns
s-a ajuns la începutul războiilor între două lumi. Una falsă și ideologizată, deci asta a neomarxiștilor, că asta se întâmplă și în școală. Când ajunge universitatea capac... Alo, da, auziți? Da, da. Mă sabotați. Tavi, noi nu te sabotăm. Nu știu ce se întâmplă. Cred că a venit poștașul și ți-a tras heblu. O fi fost vreo nenorocire de genul ăsta. Hai, vedeți ce deci, faceți cu... Acum vă aud. Da. Și 15 secunde. Deci această lume ideologizată care a venit peste Europa în ideea de a se reface marile imperii, pentru că nu mai ține acum acolo cu coloniile și cu marile imperii, trebuia găsită... Iară? David, tu continuă să vorbești că se aud eu, te aude lumea. Da, dar nu e de la noi, că da, uite, mi se transmite de aici. Ce tot îmi faceți? Nu-ți facem nimic, dragul meu, să știi că este o chestiune legată de internetul tot de data asta. Deci, uite. La mine e perfect, nu s-a modificat nimic. Ideea că există lumea asta... Hai să încercăm să le facem imperii. Legătura. La mine e perfect. Încercăm să le facem imperii, legătura cu se blochează. Da. Nu mai zic de imperii. Să eviți cuvântul imperii, auzi, spune Comaroni. Bun, hai până când refacem legătura cu Tavi. Imperiu. Fă așa, Manu, te rog frumos, să refacem legătura cu Tavi. Încercăm să refacem legătura da, cu Tavi. Da, eu vă aud. Deci, lumea asta ideologizată care... Cum vorbești de lumea ideologizată? Ce faceți care... acolo? Mă, noi nu facem nimic. Ce crezi că avem vreun buton în care vrem să te oprim? Da, vrei să... Ai un buton acolo care s-a supărat pe noi, înțelegi așa? Cum ne prinde? A uitat de unde a plecat, fiate. Da, dacă deci... mai ai ciodată lumea ideologizată și se oprește, eu cred că trebuie să reformulezi. Robert, da. Bine, deci lumea nouă, minunata lume nouă, ca să... Așa. Lui Huxley, care îi place lui Bogdan, un autor bun, băi, s-au gândit ei că nu mai merge cu coloniile. Și atunci trebuie să încerce să ne domine în alt fel, să reconstituie marile imperii în alt fel, ca totuși să sugă tot ce avem noi, de la păduri, de la... Dar să știi că aici ei s-au pus și încearcă să se pună acum cu ortodoxia. Bă, nu le va merge, să spun un secret pe care știu. Bă, nu le va merge cu religia, cu Sfânta Cruce. Deci aici se va bloca tot. Băieții ăștia care tot scriu cărți din trecem alte cărți... Trecem la furisenii, zi! O zi, o băgăm pe nu s-au gândit la Dumnezeu, că săracul Dumnezeu, tot se uită la ei. Și până la urmă le dă un șpiț în cur la toți ăștia trotinetiști ăștia și Marc Rute, cartefute și ăsta așa. Deci se trezesc ăștia săraci și vin agricultorii ca pe vremuri, exact cum era răscoala, mă, deci chestia cu Rute e ca și răscoala din 1907, bă, tata. A zis, bă, ia mai lăsați-mă, bă, în pace cu prostiile voastre. Noi așa ne-am născut. Lăsați-ne, dracu, în pace. Deși pe ea i-au fentat cât a mers. Vezi ce înseamnă? Cât merge și burtica e plină, bă, nu protestează nimeni. Da. Că aici s-a ajuns, pentru că au avut toți burțile pline. Acum, când toată chestia asta se răsunge asupra lor, bă, va fi incontrolabil. Și ăsta pentru ei... Țineți minte ce vă spun acum, este începutul sfârșitului, că se ridică împotriva lui Dumnezeu și asta nu va merge. Da, avem câteva scandaluri naționale, dar vreau să fac un soi de paranteză. Bă, nu știu dacă ați urmărit, că poate dacă nu sunt eu și Bogdan Comaroni, fiind pasionați de povestea asta cu muzica, sunt convins că am rămas bușbe. Se întâmplă un lucru fabulos, bă, în țara asta, ca să înțelegeți pe ce lume trăim noi. De-aia spun, s-a adus la să pui aia, bad la 6 buci. Maxim. Aia este, da, Luțancă Uraganu, fii atent aici. Nu, mă, fii atent. Deci se întâmplă așa. Nicu Kovaci, bă, Kovaci, îl știți pe Kovaci? Bă, a compus la viața lui o grămadă, dar sunt cel puțin trei generații care au crescut cu muzica Phoenix, da? Fiți atenți aici. Deci se duce Kovaci și zice la un moment dat, bate la poartă la ăștia, la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, UCMR se numește. Și zice, alo, UCMR, vreau să intru și eu în Uniunea voastră a compozitorilor din România, da? Că vorba aia, mă numesc Nicu Kovaci, am niște albume scoase, am compus la piese, Lider Phoenix, înainte de Phoenix am făcut și prima formație de chitară electrice din România numită Sfinții și așa mai departe.
Ce credeți, mă, că au făcut ăia? Ca să înțelegeți după ce lume trăim. Mi-au zis, da, luați un pic și o foaie de hârtie, dați examen. Bine, mă, zice ăsta. Corect. Dau examen. Ok, dacă trebuie. Om la 70 de ani câți are Covaci, înțelegi, da? Ei l-au pus așa să dea examen ca să intre în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor. Și acolo e un nene, nu știu cum dracul cheamă, stai să văd. Electrice aici, de da. România, numită... Stai să-și închide aici sunetul, că uite, favor. Bine, fiat aici. Și să transmite așa, ei să spune. Da? Primește Covaci la un moment dat o scrisoare de lăște, în care să scrie așa. Stimate domnule Covaci, vă informăm prin prezența că, biroul secției de muzică jazz pop. Asta e, că nu există, pop rock nu există la Uniunea Compozitorilor, mă înțelegeți? Este jazz pop, deci așa e pe acolo. Al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România s-a întrunit în ședință și a analizat lucrarea scrisă pe care a susținut-o în cadrul probei de examen profesional solicitat prin regulament candidaților care n-au studii superioare de specialitate. Da, Covaci n-are, e la fel ca Paul McCartney, e la fel ca John Lennon, e la fel ca Ringo Starr, ăia n-aveau studii de specialitate. Da? Ca George Harrison, Beatles și n-au avut niciun. George Harrison mai știa câte ceva la un moment dat cu notele, dar foarte puțin. În rest toți erau de ăștia care au învățat, cum am învățat și eu când eram copil la un moment dat să cânt la chitară în parc. Furi de la un cap, lăutărie. Asta e viața, ce zic. Te uiți la ăla cum așează mâinile pe chitară, nu știi că e la minor sau mi major. Zici, bă, e luat așa, cu tare, unde ai pus, mă, degetul ăsta aici? Bun, ok, așa. Bă, și vezi că dacă îl pui pe ăsta mic pe coarda asta de jos de la chitară, sună cumva interesant. Nu știi că e 7, da? Ok. Mai pui aici un 9. Dă-l, mă, n-ai bizici. Bă, sună, e interesant. Robert, stai puțin. Majoritatea părinților jazzului lumii ăstea nu aveau studii. Mai, bă, bineînțeles, exact, de note. Mă rog. Lucrarea realizată de dumneavoastră, îi le spun așa de la UCMR lui Covaci, a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare 8, conform regulamentului privitor la admiterea în UCMR. În conformitate cu statutul și regulamentele UCMR, biroul executiv a dispus informarea dumneavoastră cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR. Semnat Nicolae Gheorghiță, vicepreședinte UCMR, se arată în documentul respectiv. Bă, deci Nicu... Nu-i destul, mă. Nu poate, ar trebui... să intre în Uniunea Compozitorilor. Acest domn ar trebui să emită o hârtie prin care lui Nicu Covaci se interzice să mai cânte, bă. Da. Deci asta e... Să predea chitările. Eu zic să se alieze ăștia și să vină și Uniunea Artiștilor Plastici, să interzică și să mai picteze. Da. După care să vină și ăia de la motocicliști și toți. Deci, da, mă. Nu, dar trebuie să seama, predea. Îți dai seama ce aberație. Nicu Covaci cântă de vreo 60 de ani. Mi se pare că a avut Phoenix 60 de ani, ceva de genul ăsta. Deci de 60 de ani cântă compoziții proprii. Adică mie mi se pare pentru un om care nu e din domeniu, deci n-a studiat conservator și nu știe contrapunct, măsuri compuse, răsturnări și... Nu, dar poate știe. Mie mi se pare că a luat imens, oricum 7,60, este ceva imens, adică pentru unul care nu e cu conservatorul, dar nu despre asta discutăm. Adică discutăm despre o aberație totală, totală, deci în care un om, păi, un om care ți-a zis... Asta e negarea evidenței, mă. Ca și când Borges și toți mari scriitori care n-au absolvit universități și au premii Nobel. Păi să le trage premiile Nobel. Eu închei cu o singură chestie în fază. Adică Stella, eu spun așa, dacă ar fi să adunăm publicul lui Nicu Covaci, adică stadioanele alea, 60-70 de mii, 80 de mii de oameni, ăștia toți, dar toți de la Uniunea Compozitorilor, nu ar umple o peluză, cu tot ce au compus ei, cu biletele vândute, cu tot. Deci nu, o peluză nu ar vin. Bă, deci, da, voi vă dați seama în ce lume trăim noi, deci cine sunt ăștia, mă, la un moment dat? Adică, bă, nu știu, deci de unde apar ăștia? Cum fac ei? Cum stabilesc ei aceste reguli? Pentru mine este absolut, absolut incredibil. Da, bine, înțeleg că acum au început să reacționeze, dar sigur asta, ba Ministerul Culturii, ba să solidarizează și alții, păi și pe Gheorghe Zamfir, mă, deci, care a scris o scrisoare de solidarizare lui Nicu Covaci, au zis că ăia în Franța l-au primit imediat, în anii 70, în Uniunea Compozitorilor, în Franța, mă, înțelegi așa, da?
Și ăștia la alții la noi în România, cu mare greutate, l-au primit în momentul de față, acum vreo 10 ani în Uniunea Compozitorilor și Muzicologi. În timp ce vorbesc cu voi, mă străduiesc să accesez, ca orice român care să străduiește să facă asta fără să plătească subscripția, mă rog. Nu, zic că n-am acum cum să mă abonez la New York Times în acest moment. Au dat publicității cei de la The New York Times o filmare cu drona americană care a fost interceptată de... și încercam să vă arăt, da, o să mă străduiesc în minutele următoare să vedeți. Drona care interceptează, de fapt avioanele rusești care interceptează drona americană. Au făcut filmare cei de la Pentagon și o să încerc să dau această filmare dacă reușesc să mă descurc în toată hărmălaia asta de aici. Bun. Însă să predați chitările. Băi, Bogdane, câte chitări ai în casă? Deci mâine, la ora 8, și tu și Turcescu mergeți și predați chitările. Că nu aveți studii de specialitate. Eu, dacă mă duc să dau examenul la Uniunea Compozitorilor, s-ar putea să-i uimesc. Nu, mă, dar e clar, dacă n-ai făcut conservatorul, n-ai voie să cânti. Foarte complicate, așa nu o să mă descurc, asta este, adică n-ai având liceu de muzică, dar... Bă, dar așa să fac un aranjament simplu sau una alta, să nu știu ce, cred că mă duc acolo. Și răspunere, asta este. Dar dacă mă pune la număr de, nu știu, de... Cum e? Deci Țancă Uraganul cu Bat la 6 buci, care are 6 milioane de vizualizări pe YouTube, ce să facă? N-ai. Înțelegi? N-ai cum. Nu se poate. Asta e. La revedere. Nu te pot spune. Ăștia sunt mari compozitori ai vremurilor noastre. Da, dar știi ce am mai văzut pe chestia asta lui Nicu Kovac? Deci pe lângă faptul că e în discuție treaba asta și că e o aberație, am văzut câtă lume e împărțită pe ideea că unii îl plac sau nu îl plac pe Nicu Kovac. Ce legătură? Nu asta vreau să spun. Nici eu nu-l plac neapărat pe Nicu Kovac. El e un personaj dificil, eu îl cunosc. E de stat cu el la șpriț, de vorbit, de alte chestii, nu știu ce, dar nu asta e problema. Deci românii, asta mi-arată din nou. Deci esența, cum a zis și Robert, este aberația la care asistăm. Da, mă. Că acum tu să dezvolți din asta că îți place sau nu-ți place de Nicu Kovac și unii să zică las că merită, că ele nu știu ce personaj. Păi de-aia merită, păi că era... Păi bă, băieți, Paganini era foarte urât. Era urât al dracului, deci era ceva de nu știu ce. Dar cânta dumnezeiește, deci erau o echipă de preoți, umblau după el să-i fure vioara, că zice că e instrumentul diavolului și că nu știu ce. Deci așa și ăștia zice, nu zice, Nicu Kovac las că merită. Deci uite ce au înțeles românii dintre noi. Nu, Bogdane, există... Fă un pustiu de bine acum cât merge, ca să zicem așa. Da, dumnezeiește, da? Deci erau o echipă de preoți, umblau după el să-i fure vioara, că zic că e instrumentul diavolului și că nu știu ce. Deci așa și ăștia zice, nu zice, Nicu Kovac las că merită. Deci uite ce au înțeles românii dintre noi. Nu, Bogdane, există... Manu, ia să vedem. Da? Să vede Manu? Da, să vede. Da? Asta este. Deci în momentul de față, ceea ce vedeți sunt imagine publicate de The New York Times cu avioanele rusești care, cum spuneam, interceptează drona americană. Cam asta a fost, da, povestea. Mă rog, hai să mai arătăm o dată. Da? Da? Se apropie. Deci asta e filmarea făcută de aici din dronă. Da? Ăsta e momentul în care au lăsat kerosenul în spate. Cu avioanele rusești care, cum spuneam... Stai că eu am aici probabil o problemă ce am lăsat. Eu aici deschis sunetul, ai rezolvat-o tu, Manu. Așa, bun, ok. E în regulă. Da. S-a auzea și ce vorbeam numai devreme. Da. Bă, e interesant de urmărit, probabil că au, nu știu, ăsta ce transmitea drona la un moment dat și uite să văd ăștia care au dat drumul la, cum ziceai Bogdan, au dat drumul la kerosen, nu? Să vină kerosenul în elicea dronei și în admisie și să o prăbușească. Uh-huh.
Păi, ca și când apeși tu accelerația la mașină. Rusul, vezi, a știut chestia. Ia uite, pac, a dat drumul, zbang. Da, deci practic au vrut să o prăbușească fără să intervină asupra ea, adică fără să lanseze o rachetă, să o doboare, să... Aha, și e suficient să dai drumul la cantitatea aia mare de cherosen, nu peste ea, și aia a fost. Da, păi, frate, da, a intrat cherosenul. Ăla e motor cu ardere internă. Voi toți sunteți șoferi. Nu poți să dai drumul la cherosen, ci poți să accelerezi sau să dai un șpung. Și ăla e tot ceea ce rezultă din... Sau eu așa îmi imaginez. E ca și când treci chiar a dat drumul la cherosen, pentru că avioanele cu reacție și avioanele normale au posibilitatea ca și în caz de avarie sau orice chestie, sau dacă ai nevoie să scoți o cantitate mare din greutate, să poți să evacuezi în timpul zborului, să poți să evacuezi o cantitate de cherosen. Și atunci asta e ca o chestie, o supapă, o deschis sau închis. Și e folosită ca o tehnică militară când vrei să nu ataci direct. Adică da, dar asta iar e un subiect fals. După mine e un subiect fals. Care e problema? De-aia au politici, au politică externă, nu ca Bogdan Aurescu, și americani și ruși se întâlnească ceea ce au și făcut și o dau la pace și la revedere. Mie mi se pare interesant dacă se confirmă, nu știu de când vorbim noi, dacă s-a confirmat sau nu, dacă se confirmă informațiile, tot mi se pare, de la New York Times sau Washington Post, că deja rușii au ajuns la locul prăbușirii dronei, ziceau americanii că vor ei să o recupereze, au luat-o deja, da. Da, și că ar fi luat-o rușii de acolo, adică era la nivel de surse, acum nu știu dacă s-a și confirmat oficial. Știi ce mă amuză pe mine? Chestia asta că, băi, dacă o iau rușii, văd marile secrete ale americanilor din dronă. Băi, fraților, asta e marea problemă. Ca și zicem, un tank nu poate fi pierdut pe câmpul de luptă, că vine aia și demontează și fac și ei. Bă, dar atunci nu mai există spionaj, mă. Deci toți spionii ăia, mii de spioni care îți trimiși dintr-o țară în alta, în toată lumea, băi, nu mai aduc nimic. Aștept să prinzi un tank, să-l fotografiezi și să faci și tu un tank după el. Băi, așa, niște chestii din astea care pe mine mă lasă mască, mă. Adică toată cohorta de spioni trimiși dintr-o țară într-alta, care fotografiază, care fotocopiază, care iau informații, băi, nu mai fac nimic. Toate țările așteaptă un război, să vină unul cu un tank sau cu o dronă, să o captureze dușmanul și să facă și el o dronă. Hai, mă, deci asta eu cred că suntem nebuni dacă putem crede așa, da, ceva. Aș vrea să ne apropiem de subiectul pe care... Da, deci sunt putinist, cum ar veni. Da, bineînțeles, da. Uite, CNN o spune că resturile unei drone civile, de fapt, ca să vedem ce se mai întâmplă până în lumea de noastră, așa, pe scurt, resturile unei drone civile de fabricație chineză modernizată și înarmată, descoperite într-o pădure din Ucraina. Acum a apărut o știre nouă, clădirea Serviciului Federal de Securitate din sud-estul Rusiei, responsabil cu frontierele, Serviciul Federal de Securitate responsabil cu frontierele, a luat foc. E o explozie puternică, mă rog, care s-a auzit înainte de incendiu. Cine știe ce naibii mai vedem acum? Vedem vreo... că a fost un atentat, altă nenorocire. Atenție! Deci suntem în al treilea război mondial. Și e cu atentate, cu tot soiul. Uite, astea sunt câteva imagini, ca să vedeți. Hai să vedem cum transmite de la BBC. Da? Asta este clădirea, Manu. Da? Ok. Da? E cu fum mult, cu una alta, cu nu știu ce. Bun. Hai să ne îndreptăm puțin spre fumul care iese din mințile unora din România. Vreau să încep cu Bogdan Comaronin data asta. Băi, Bogdan, avem această propunere, culte religioase, zic așa, pe scurt. Dom'le, copiii învață, e adevărat, dacă vor să opteze pentru că este asta religia la școală, da? Și cultele au zis, dom'le, în noua lege a educației să fie prevăzută posibilitatea ca examenul de bacalaureat să fie susținut pentru cine vrea și la materia religie. Ce s-a întâmplat de, nu știu, 24 de ore încoace este de neînchipuit. Deci a luat foc toată țara. Ce război din Ucraina, mă? Ce băstroi, apropo, ăștia de la băstroi, ucrainenii tot nu ne dau voie să măsurăm canalul. Dar e dezastru curat, deci să ceartă toată lumea cu toată lumea, deci cum, bă, progresiști, conservatori, e dezastru curat, s-a terminat. Religia la bac, nenorocire curat.
Ce zici? Deci, tema asta revine periodic de când s-a insinuat pentru prima dată curentul ăsta neoprogresist. Dacă ți-au ce aminte, ce isterie a fost cu icoanele în școli, după aia cu momentul, cu religia la clasele 1-4, la toate astea. Deci, în primul rând, este evident că toată isteria s-a transformat într-o, nu e o polemică, ci un război, pentru că, și explic imediat de ce. Deci, în primul rând, nu se discută despre obligativitate, da? Deci, se discută despre faptul că poate să devină opțional, cum ai zis și tu, dacă așa poate să fie și desenul și sportul sau orice altceva. Deci e vorba despre o opțiune, să fie opțional. Doi la mână, e un pericol foarte mare pe care îl văd ăștia toți progresiștii, pentru că în momentul de față, m-am uitat și eu pe statistici și am văzut ultima statistică în domeniu, că din 2.900.000 de elevi, 2.019.000 părinții, că acum e obligatoriu la predarea religiei, după o decizie a Curții Constituționale, e obligatoriu ca părintele să fie de acord și el să facă cererea în numele elevului că optează, adică opțional vrea să studieze și să fie prezent practic la orele de religie. Deci ăștia văd că un pericol imens, pentru că într-o Românie care e ortodox declarată, creștin mai mult, că sunt evident și catolici și tot, deci creștin declarată, iată că proporția asta de peste 75% e un pericol imens. Doi, reprezintă un pericol foarte mare că această materie devenită religie în școli să devină o materie principală, una din materiile principale. Și mai există un pericol pe care îl întrebăm ei, ca foarte mulți, dar foarte mulți dintre cei care doresc să dea BAC să-și aleagă religie la BAC opțional. Da? Și atunci, pentru ideile progresiste, neomarxiste, transumaniste, eugeniste, anticreaționiste, evident că este un pericol major. Adică parcă n-ar fi suficient că deja din statistici într-o țară ca România ortodoxă e înfrântă din capul locului orice idee de asta marxistă care n-a putut să fie nici pe vremea comunismului învinsă. Deci ți-aduc aminte că și atunci deci dărâmau biserice, ce făceau cu tot, dar tot aveau loc. Oamenii țineau acasă mai în secret, mai nu, Paștele, Crăciunul, se duceau, botezau copiii. Adică, și atunci ce asistăm la o isterie, practic, în care toți polii lor de putere și de influență, influencerii, s-au activat ca la un semn, cum au făcut-o în dese rânduri și au pornit pur și simplu un război direct împotriva religiei în școli. Când de fapt, chestiune foarte simplă, pentru că am văzut în declarațiile care apar, a fost un material pe care Europa Liberă l-a făcut pro și contra acestei chestiuni, deci pe site-ul lor, și în care erau luate părerile și unor sociologi, specialiști și nu mai știu ce erau, care în esență erau evident pe ideea progresistă, că nu domne, asta, și mergeau pe ideea că religia nu e o chestie științifică și că probele astea care trebuie susținute la BAC trebuie să fie oarecum acreditate de academie, adică să fie o chestie de tip academic și alea să fie, numai alea să fie în... Dar, într-adevăr, nimeni nu aducea în discuție ceea ce ai spus și tu de la început, că fără cultura creștină, fără de unde vrei, fără pur și simplu construcție, economie, tot, deci în tot ce a contribuit creștinismul în lume, e adevărat, Occidentul mai mult pe partea materială și ortodoxia mai mult pe partea spirituală, dar nu asta e important, practic unui copil și unui tânăr în formare, că asta e esența de fapt, aici am și cu asta închei, unui copil și unui tânăr în formare, cu ce vrei să-i spui că este cel mai important lucru pe care îl va face el în viață? Pentru că cel mai important lucru care ar trebui să ne preocupe pe toți este
sensul existenței noastre. Deci este, practic, cu asta ar trebui noi oamenii să ne ocupăm tot timpul, nu cu băncile, cu șprițul, cu grătarele și cu, mă rog, poți să te ocupi și cu astea. Dar ăsta este sensul vieții tale pe pământul ăsta, da? Chiar și dacă, chiar și dacă nu ești pentru, stai că termină, chiar și dacă nu ești pentru un Dumnezeu, nu știu, ești ateu, ești gnostic, nu-l vezi cum îl vede creștinismul, da? Nu-l vezi sub formă. Chiar și preocuparea asta a ta filozofică, pentru că s-a demonstrat în decursul istoriei că toate mințile luminate academice, cum spun ăștia că așa, către sfârșitul vieților sau către marilor lor descoperiri, au ajuns la concluzia că există un creator, există o forță pe care l-a numit Dumnezeu, a numit un principiu activ, o creație, ceva. Deci de fapt bătălia nu trebuie văzută la sensul ăsta minimal, adică vin băieții care atacă nu știu ce, ci este o bătălia tradițională care există de mii de ani și care ăștia sunt doar exponenții practic. Dar există o agresivitate continuă și o presiune din ce în ce mai mare. Când în școală, o universitate, cum este Babeș-Bolyai, care e aici la Cluj, se adună în Consiliul de Administrație sub bacheta unei familii școlite la universitățile neomarxiste americane și Consiliul de Administrație cele mai mari universități din România își propune un act, votează un act programatic a cărui scop este să afirme angajamentul universității față de egalitatea de gen și a acțiunilor pentru protecția acestuia. Păi bă, de școala asta e obiectivul universității, să egalitatea de gen și ideologizarea școlii. Dacă îmi dai voie o secundă, doar atât. Deci scandalul cu Bacul, cu asta voiam să spun, cu religia la Bac, da, s-a inflamat lumea, a băgat-o pe asta, dar de fapt reprezentanții cultelor religioase din România au prins în sfârșit a spune voce. Da. Împreună, în sfârșit, în legătură cu aberațiile legate de ideologia de gen. Atenție! Bine. Pentru că în comunicatul integral al Bisericii Ortodoxe Române se vorbește despre faptul că învățământul public din România trebuie să rămână total ocrotit de orice formă de ideologizare. Și mai Bine. Spun cei în comunicat, ideologia de gen, care descrie ca normalitate o deviație psihosomatică numită transgenderism, nu constituie miezul unei științe reale, ci este o artificială construcție ideatică, așa zis culturală, orientată în răspăr cu realitatea, cu logica, cu biologia, cu antropologia, cu ordinea firii, structurată de cele două sexe, masculin și feminin, feminin și, și masculin. Obligația de a promova, că scrie noua lege, de ce credeți că că a venit pupila lui Iohannis la conducerea Ministerului Educației? Da? Pentru că introduce obligația de a promova diversitatea sexuală în școală. Da? Și zic cei de la bord, obligația de a promova, de fapt de la bord, cei care au elaborat acest comunicat, că sunt mai multe culte religioase, nu mai Biserica Ortodoxă. Zice, obligația de a promova diversitatea sexuală în școală, de a li se prezenta copiilor ca normalitate, posibilitatea aberantă de a schimba genul din masculin în feminin sau neutru, genuri strict gramaticale, nu biologice, dar și prezentarea unor forme de sexualitate marginală ca firești, este una total abuzivă și nocivă pentru formalea intelectuală și morală a unor tineri care trebuie să pregătească înainte de acumulări culturale pentru viață, societate reale, nu utopice, sprijinite pe familia naturală, datorită căreia istoria omenească a mers și merge mai departe. Deci, comunicatul ăsta al cultelor religioase din România, în sfârșit, e o răbufnire în fața aberațiilor pe care le cuprinde inclusiv noua lege din România educată a lui Nea Iohannis. Vai de mama și de viața lui. Da. Robert, când o universitate, oricare ar fi ea, din România, se adună în Consiliul de Administrație și stabilește că stabilește principiile și acțiunile necesare pentru realizarea egalității de gen în cadrul comunității locale. Păi deci vine universitatea în cadrul comunității locale să stabilească Universitatea Babeș-Bolyai, să-mi stabilească mie sau lui Gheorghiță din Mănășturi, care e importanța egalității de gen și, auzi, și prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare. Ăsta e rolul școlii? Ăsta e rolul școlii în România?
să se ocupe de sexul... Bă, când ăia se preocupau de sexul îngerilor, bă, nimeni n-a protestat. Bă, acum în sfârșit s-au trezit. Fii atent că nu, că există, cum să vă spun, ca să înțelegem foarte că nu este un comunicat radical încărcat de, cum să spun, de radicalism. Nu s-au radicalizat preoții din România. Ei spun așa, în mod cert există și un foarte mic procent de persoane transgender la scara umanității, așa cum există și alte minorități sexuale. În natură apar uneori devieri de la normă, rarisime și marginale, pentru care trebuie să existe, desigur, toată înțelegerea și sprijinul firești. De aici nu rezultă că aceste persoane s-ar putea simți discriminate de folosirea corectă a gramaticii și a genului masculin și feminin în comunicarea publică, mai ales în școala ca spațiu al formării în spiritul realității și adevărurilor elementare, așa cum nu rezultă că alte forme de sexualitate decât heterosexualitatea ar trebui să fie prestate unor copii în cadrul formator al școlii ca posibile modele de viață intimă. Deci, oameni buni, în sfârșit, cum să spun, apare un comunicat, repet, al corect, unor... foarte bine. E foarte importantă nuanța asta. Nu e doar al bisericii ortodoxe. Deci catolice și biserica ortodoxă, sunt și alte culte religioase, protestante, dar... Deci oamenii zic, bă, stați puțin că ați mers prea departe, mă. Ați băgat, vreți să treceți asta până în lege? Nu merge. Ce au zis băieții progresiștii? Bă, hai să nu băgăm pasta, că na, iar să... Hai să o dăm pe aia, că ia, uite, bă, vor la BAC să bage religia. Da, mă, e foarte bine ce spun din punctul meu de vedere. În momentul de față, ceea ce susțin reprezentanții cultelor religioase, ies, face parte din lumea firească, bă. Nu din lumea aia în care trăiți, mă, voi bruxelizații, da? Robert, aia, despre ce-i vorba? Vă imaginați voi dacă... și vă treziți că o luați în bot la alegeri și nu știți de ce, mă. Păi uite, bă, de ce. Robert, știi care e chestia? Dacă ne ridicăm un pic ca și în drona aia și ne uităm în jos, este răbufnirea normalității, pentru că ce face școala? Ce propune neomarxismul școlii? Să lucreze intens la reglementarea comportamentului omului de tip nou, care e produs de import american. Deci asta face școala. Își părăsește valorile tradiționale despre care ne spune că sunt desuete și că vine ChatGPT și rezolvă asta, dar trebuie creat omul nou de import. Și aici rolul școlii este esențial. Dacă bătălia asta va fi pierdută de religie, de școală, de comportamentul firesc, să știi că suntem într-o problemă. Dar ca și fenomen, e bine că biserica face chestia asta și că bisericile fac chestia asta, ca și băieții din Olanda care se revoltă împotriva. E aceeași mișcare. E mișcarea de transformare a omului tradițional în omul nou care poate fi exploatat fără să zică nimic, care poate fi controlat, căruia îi se pot încălca toate drepturile, care nu să mai aibă voie să spună nimic decât ceea ce este oficial. De fapt, asta e mișcarea, asta e. Lupta între bine și rău e cantonată aici. Da. Deci, atenție că, spuneam, se întâmplă lucruri în sfârșit și în România. Bogdan, uite, vreau să arăt o fotografie, are legătură cu ce spun eu. Lumea normală, lumea firească, să zicem, iese la suprafață, băi fraților. Uite, mă, două gospodine din Olanda, o vedeți asta care e în față. Deci, și când spun gospodine, să știți, nu o spun cu nicio urmă de ironie. Deci două femei normale, uitați-o pe mămăița aia de acolo din spate, plus asta la altă de aici de în față, cu ce a avut și ea în garderobă, fără să stea să se gândească dacă s-a epilat deasupra gleznuței, dacă nu știu ce, dacă este... Da? Deci două de alea normale, n-au stat aia să stea să-și facă operații estetice la gușă, la cutare. Ăstea au dat lovitura la alegerile regionale din Olanda, da? Deci, da, de ce? Pentru că dincolo de orice fel de imagine de asta apoleită, dacă te uiți la ăștia, au devenit europarlamentari acum de pe la reper, sunt toți niște metrosexuali. Înțelegi? De ăștia, cred că stau toată ziua să își pilesc unghiuțele, își tund fiecare firicel de bărbuță, de ăștia care am văzut... Pitici de grădină. Bă, pitici de grădină, dar cum să spun, cred că sunt... Ei au o oră jumătate, eu pac pariu dimineața cu forfecuța, își tund bărbița, sunt atent să nu depășească firicelul, nu știu care, își rășucesc mustăcioara, își dau cu cremuțele, se epilează până locurile până care a mai crescut. Bă, mi-a crescut un fir de păr la sub braț, vai, înțelegi? Bă. Glezna mea are păr cu tare, nu știu ce. Ăștia, ei așa speră să câștige alegeri. Și vin două mămăițe de-astea, bă, două gospodine,
da? Olandeze sau de la Urlați, de la noi, or să vină la un moment dat, da? Doi dăi așa și or să zică, ce ziceți mă voi, că nu mai am voie să-mi cresc oaia, porcul, capra, calul, mă, da? Corect. Da? Corect. Ia dă-vă, mă, mama naibii și bang, înțelegi, pun un partid și te trezești că au câștigat. Bă, așa e viața, mă, nu se poate, mă. Nu se poate, mă. Era prea aberant. E prea aberant tot ce se întâmplă. Și să știi că ăștia cu bărbuțele de care zici tu, nici nu fut nimic, nici politică, nici nu-i votează nimic. Nici de aia nu fac, înțelegi? Da, exact, cam asta e poveste. Bogdan Comaroni, cum ți se pare că noi am mai discutat despre nenumăratele chestiuni legate de impunerea ideologiei de gen în școli și așa mai departe? Crezi că asistăm la un moment de la un punct de inflexiune, că în sfârșit societatea începe să miște, reacționează? Este începutul. Chestiile astea demarează greu. Da. Eu cred că de mai multă vreme, cel puțin vizibil din ultimii 5 ani, cam așa, asistăm la o tendință globală de a transforma lumea în mai multe Sodome și Gomore. Deci, care, evident, nu după numărul practicanților, deci ca în Sodom și Gomora, ci invers, prin faptul că cei care se află la putere și care impun ideologia, care dau cultura asta LGBT și chestiile cu genul și transgenderii și cu toți la un loc, se află la putere. Nu neapărat că și ei sunt practicanți, deși despre foarte mult se află, așa este. Dar ei doresc să impună asta pentru că este o comandă, e o chestie globală care e impusă și care vine de la aceleași grupuri care vor să remodeleze lumea și care o atacă diavolește din toate pozițiile și din toate punctele. Și care au gândit un plan absolut diabolic de a-i determina pe copii încă din formarea lor școlară, din toate astea, de a-și nega ideea de mamă, de tată, de părinte, de a-și vedea colegii cu alte sexe decât au și decât își arată, de a li se adresa în alte forme și în alte feluri, exact pentru a inhiba orice cale, orice chestiune care e absolut naturală, pentru că noi vorbim de o minoritate, dar care, iată, îți reamintesc că a pătruns în filmele, deci în toate zonele de propagare, deci în toate filmele de astăzi, deci nu se poate face film dacă nu ai acel decalog de la Hollywood, adică dacă nu ai, că e serial, că e film, trebuie neapărat să se, dacă sunt două eroine principale, trebuie să se sărute, să facă dragoste, să nu știu ce, trebuie să ai personaje istorice, de culori diferite, rase diferite, chiar dacă nu contează, dacă atunci în momentul istoric, de pildă, nu erau negri într-o zonă sau nu erau, ei apar, ai văzut că în filme și istorice din toate rasele, trebuie să ai din toate păturile sociale, din tot, adică să schimbi istoria, să schimbi cultura, pe lângă cancel culture, adică fenomenul ăla în care acolo unde nu poate fi schimbat și unde ăștia au scris împotriva curentului și practic ideologiei, trebuie arși, terminați, deci că ăsta până la urmă înseamnă cancel culture, deci o ardere de cărți, de cultură cu tot și o eliminare. Și mai ales în o tendință globală care nu se manifestă așa vădit și care ajunge la noi, cum ajunge prin Uniunea Europeană, prin asta. Deci să știi, tendința este groaznică la nivelul informației, adică acolo tinerii din ce în ce se informează mai mult din Google, din alte chestii de pe rețele, din asta. Și acolo să știi că este un fenomen global de dezindexare culturală și de aducerea în față, pentru că motoarele de căutare să aducă în față și tot să aducă informația din acest domeniu și din alte domenii dorite. Deci, din punctul ăsta de vedere, asistăm la aceeași ofensivă, asistăm la lupta de transformare, adică cine spune că noi ne aflăm deocamdată de mare schimbare, de resetare, de tot asta, resetarea aș putea început de mult.
și asistăm la continuare. Acum ce putem discuta este ce spune Tavi, ce a dus el în discuție, adică dacă într-adevăr asistăm la o trezire, bine, o trezire există, că nu cred eu că, uite, și la tine se uită din ce în ce mai multă lume, dar o trezire există, dar dacă într-adevăr aceste treziri, să le zicem, au și sorți de izbândă, adică dacă revolta fermierilor de acolo cu alte revolte care apar, ba în Franța, ba peste tot în Europa, dacă ceea ce au făcut preoții de aici prin scrisoare, prin tot, au șanse de izbândă și de a readuce lumea pe făgaș, sau dacă nu asistăm cumva la o tendință care chiar e voită de tip divide et impera, în care marea stăpânire globală își vede mai departe de interes și de plan, aducând din discuțiile locale pe interesele naționale în țările respective diverse discuții care să împartă societatea și să o dividă. Și din punctul meu de vedere, cred că, și spun asta mereu, eu spun că nu avem de a face cu niște idioți, chiar că îi par niște idioți, avem de a face cu niște măsuri care se doresc a fi impuse, care sunt absolut idiote, sunt aberante, dar planul global este amplu, e bine studiat și bine rădăcinat și presărat cu aceste manipulări și diversiuni. Deci eu nu m-aș bucura din prima că ce mare lucru se poate face. Sigur că îmi place asta, că preoții cer treaba asta, că s-au găsit 13 culte religioase să ceară la unison lucrul ăsta. Îmi place că fermierii de acolo se revoltă și îmi place foarte tare că progresiștii pierd alegerile de acolo, din Olanda. Îmi place să văd dacă lumea iese în stradă cât mai mult în Occident, pentru că până acum nu prea aveai speranțe cu Occidentul. Considerai că acolo în cel mai avansat stadiu de spălare de creier. Deci pare că lumea se trezește. Aici nici eu nu pot să știu, nu pot să dau un verdict, nu pot cu atât mai mult decât să dau cu părerea, pur și simplu. Dar cred că problema asta este esențială, pe care a ridicat-o Tavi. Dacă asistăm într-adevăr la o trezire, la o ridicare de conștiințe cu șanse de reușită, sau nu asistăm decât la o manipulare planificată în diverse colțuri și pentru ca planul să meargă mai departe. Dragilor, am un breaking news. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, scrie pe pagina lui de Facebook în urmă cu câteva minute că, ba, mă, deci nu vine să crezi, hai mă, pune chestia asta. Deci, băi, suntem proștii proștilor, mă. Suntem vai de capul nostru. Deci Grindeanu, ministrul transporturilor de România, România e țara aia care a primit pe ucraineni cu sandvișuri, bine a făcut pe refugiații ucraineni cu sandvișuri, cu ceai cald, cu oferte de cazare, cu hai la noi, frații noștri, că așa, e țara care sprijină Ucraina în războiul ăsta nedrept pe care îl duce cu Rusia agresoare, foarte bine. Și a cerut la un dat România, a cerut și a să facă măsurător să vadă cât dracu au săpat ăștia, bă, ucrainenii ăștia, cât au săpat în canalul Bâstroie și în Chilia, cât au zis că au dragat, au săpat ca la Balamuc. Și ucrainenii au zis, bine, mă așteptați, pe 15 martie poate vă dăm acceptul să faceți măsurători. Ieri era, ce vorbe, toată lumea era să frământa, ne dă sau nu ne dă Ucraina acordul. Au trimis astăzi, mă scrie ministrul transporturilor Sorin Grindeanu din țara numită România, partea ucraineană a dat un acord parțial. Bă, ce umilință, mă! Stai puțin, Tavi, stai un pic. Pentru începerea măsurătorilor pe brațul Chilia, partea ucraineană, deci nu pe Bâstroie, pe Chilia, tată! Adică, da, începând de mâine. Atenție, dar doar între kilometrii 22 și 116. În discuțiile anterioare, zice Grindeanu cu ei, am solicitat ca măsurătorile pe brațul Chiria să înceapă de la kilometru 11. Da? Și zic ei, insistăm ca flota de nave specializate să primească acces și pe celelalte sectoare, dar și pe canalul Bâstroie. Da? Băi, frate, deci am ajuns să ne rugăm ca boi, mă, ca proști, ca milogi. Da, e aberantă situația ta, o secundă, atât vă spun imediat. Păi, dar n-au recunoscut chiar ucrainenii, n-au trimis scrisoare în care au spus că i-au săpat, că au ajuns la 7 metri. Dar, frate, ce mai zici? Da. Dar noi ne luăm după Grindeanu. Băi, Robert, da. Dar e foarte clar că oamenii ăștia au avut acceptul greilor să facă. Eu zic, băi, noi nu avem pe unde
exporta, exportăm pe ghire. Și zic, bine, bă, ok. Bă, dar cu românii, tăi, bă, în pizna mă, pe români. Da, bă. Asta, și noi ne mai uităm la ce scrie Grindeanu, că kilometru 3, că stai acolo cu navele în port. Bă, astea sunt prostii. Hotărârea s-a luat, bă, noi n-am contat, cum n-am contat nici în Schengen. Hotărârile astea se iau de mult, bă. Astea sunt prostii. Noi, se pișe lumea pe noi, fiecare cum vrea, bă. Pentru că noi nu existăm. Noi, ca țară, nu mai existăm. De 20 de la Băsescu încoace, noi am încetat să mai existăm pentru Europa și pentru lume. Noi primim ordine, mai facem un pic de teatru ca ăsta cu Grindeanu, dar în fond, deciziile sunt luate deasupra. Apropo, că acum iar mă enervez. L-ați văzut, mă, ieri pe Iohannis incapabil să dea, să zică și el un comentariu cât de scurt la incidentul de deasupra Mării Negre, bă, în care s-a întâmplat să cadă drona americană și a zis singurii capabili să comunice sunt americanii. Bă, să fi zis și el. E grav. Nu putea. Cârți, nu putea, ceva, nu putea. Nu trimise linia oficială de la americani. Da, și el da, practic și-a menționat cine-i stăpânul. A zis, bă, nu pot să vă zic nimic. Să vă zic că stăpânii mei americani. Dar apropo de asta cu americanii, că a zis și Tavi, o știre de înainte să intrăm în emisiune, care și asta e importantă, e că doi senatori americani au băgat la ei legislația Romania Visa Waiver Act 2023. Adică, cu alte cuvinte, au băgat și dacă se votează, ar trebui să ne dea și nouă vizele în final americane. Știi? Și acum, nu mă gândeam când am văzut știrea, odată că se încearcă masiv, știi, scoaterea sentimentului ăsta puternic american, puternic anti-UE, care a intrat în român că vrei, nu vrei, că s-a întâmplat și după Schengen, s-a văzut după faza cu LGBT-ul, cu multe altele, s-a văzut cu, și cu UE-ul și cu americanii. Știi, și acum e o încercare de asta, bă, nu v-am dat Schengen-ul, hai să vă aburim cu vizele americane. Deci sunt foarte curios. Ce au mai face Iohannis, pentru că actul se cheamă Romanian Visa Waiver 2023, trebuie să se discute în 2023. Ce o face Iohannis săracul, care știe, așteaptă și el de la stăpânii lui să-i dea și lui ceva, să arate poporul ăsta că a făcut și el ceva în ăștia 8 ani, în afară de că s-a umblat cu avioane și cu tot. Știi? Sunt foarte curios. Pe unde o să mai fie România sau cumva și stăpânii americani după faza asta o să facă la fel ca la Schengen. Adică o să zică, nu bă, nu meritați. Știi ce e mai trist, Bogdane? Știi ce e foarte trist? Că românii încep să se trezească. Uite-te acceptabilitatea Uniunii Europene. A ajuns de la 60% la 38 sau 40, cât e acum. Deci oamenii încep să... De ce e trist? Ai zis că e trist. Păi spune de ce e trist. Că mă bucur foarte mult că au ieșit bisericile. Pentru că bisericile sunt un pilon foarte, foarte greu în structura mentală și sufletească a românului. Dar va veni Simion. Și Simion va reprezenta pe România, care n-are în cine să n-are pe cine să voteze, că ăștia toți sunt slugi. N-are pe cine și îl vor vota pe Simeon, bă, care fie vorba între noi, bă, nu cred că este chiar el exponentul a conștientizării României că ar putea merge și pe alt drum. Și atunci o să profite un agramat și un nenorocit ca asta să reprezinte el, domnule, patriotul român. Ceea ce e foarte trist, mă, pentru că încă românii de bună calitate care s-au ascuns din cauza nenorociților ăștia de neomarxiști și de politicieni trădători, ca norocul că și mai iese Rareș Bogdan și le mai dă câte una în cap și cu Schengen și cu, cu Aurescu. Dar în rest, băi, capitalizează un om, o subcultură care va spune că ei reprezintă adevărații patrioți din România. Ceea ce este la fel de jenant ca și cu ăștia de trotinete. Ceea ce vă arăt acum, în exclusivitate, este un document care ar trebui să facă să explodeze mediul politic din România. Da, sunt în posesia unui document de 68 de pagini. Hai, Manu, să-l arătăm. Da. Elaborat în iulie 2006. Un raport la care s-a lucrat vreme de aproape 2 ani și jumătate, după ce în anul 2003
a apărut pentru prima oară această diferendă, această dispută, dacă vreți, dintre Ucraina și România în legătură cu adâncirea canalului Bâstroe. Deci, vreme de 2 ani de zile, comisii de experți din partea ucraineană, din partea română, sub supravegherea unor comisii europene, da? ESPO, da? Oficiali, specialiști și așa mai departe, au întocmit acest raport. Îl vedeți, o chestie, o să trec așa puțin până el, da? Ca să vedeți pe ce este vorba. Deci o chestiune care este consistentă, nu e o treabă de asta de două pagini, două file, două, s-au deplasat la fața locului, s-a vorbit, s-au măsurat, au făcut, au întrebat de ăștia hidrologi, inși care se ocupă cu fauna, cu flora, cu cum curge apa, cum se depun sedimentele, cum s-au făcut măsurători, s-au făcut hărți. Da? Acesta este raportul. În anul 2006, acest raport, care a concluzionat că adâncirea canalului Bâstroe este un pericol pentru fauna și flora în delta Dunării, da? Așa spune raportul ăsta la un moment dat, recomanda ca partea ucraineană și partea română să se întâlnească în continuare și să discute despre ce este de făcut, dacă e ceva de făcut. Și să nu se apuce de săpat ucrainenii că distrug naibii delta Dunării, așa mai departe. Din 2006 și până în zilele noastre, acest raport a fost ținut la secret. Nimeni n-a făcut absolut nimic. Partea română, habar nu cred că mai are de el. Toți tiriplici ăștia care populează instituțiile statului român în momentul de față, ăștia nu că nu sunt în stare să-l traducă din engleză în română, dar nici nu știau că există, cred, acest raport. Eu și Marius Tucă îl avem în acest moment. Îl punem la dispoziția oricăror autorități interesate care poate nu-l mai au, ca să zicem așa, și atunci noi facem un pustiu de bine țărișoarei. Sunați-mă pe mine sau pe Tucă dacă vreți acest raport, bă, băieți, din Ministerul de Externe, Ministerul Mediului, de unde vreți voi, ca să aveți și voi când vă duceți la discuții ceva, bă, să nu vă duceți așa cu mâna în cur la discuții cu ucrainenii. Să ziceți, bă, scuturați și voi 68 de pagini și ziceți, bă, avem raportul, bă, ăla din 2006. Uite, bă, ce ziceau experții, da? Cum, bă, să nu mă lăsați pe noi acum să măsurăm ce ați făcut pe Bâstroe câtă vreme încă din 2006? Există un raport întocmit de specialiști, mă, nu de tiriplici, care ziceau că e pericol pentru fauna și flora din delta Dunării, să vă apucați voi să săpați pe acest canal. Robert, lasă telefonul liber, că sigur te sună Ciucă, imediat să-i dai raportul. Hai de Ciuca lor, bă, am ajuns Ciuca Bătăi, bă, țara asta, sub domnul Ciuca a devenit Ciuca Bătăi, bă, e ceva înfiorător. Adevărat, băi, noi prin tot ce am făcut în ultimii ani, am convenit că suntem o colonie. Bă, se pișe toți pe raportul tău. Și pe la Tucă. Nu vă sună nimeni, nu o să vă sune nimeni decât în privat. Bă, ai dracu, bă, ce... Da, bă, ce bravo, bă, asta e, bă, asta e dovada sublimă. Câte băi, telefoane, Robert, nu primesc eu de-astea. Bravo, inclusiv de la Liberal. Robert, excelent. Extraordinar, excelent. Da. Și eu îi întreb, ce faceți, mă, acolo, mă? Nu vă ocupați și voi de... nu e momentul acum, mai stai, că pregătim Robert, ceva. Vai de Robert, hotărârea e luată. Chilia va fi inclusă în noua linie de transport pentru nave mari. Punct. Ce raport? Nu, o să te sune tot să zică, bă, ce tare, excelent. Dă-mi și mie. Bă, extraordinar. Da, are dreptate, Mihai Cojanu zice, te sună Ion, așa e, mă, o să mă sună, o să mă da, te sună, bun. Ion, bună. Bravo, bună asta, da. Corect. Ioane, dă-mă un telefon, măcar tu, să-ți dau ție raportul, poate te întreabă generațiile viitoare, bă, despre cum a stat România capră în perioada cu adâncirii Bâstroe și tu, Ioane, inteligența artificială, să le răspunzi generațiilor viitoare pe baza acestui raport. Bă, s-ar putea să fim mai câștigați cu roboți, bă, decât cu da. Oamenii ăștia, cu prădători ăștia. Dați un like acestui podcast dacă toți sunteți acum în fața computerului și sunteți peste 3.000 aici alături de noi pe canalul de YouTube Hai România. Dacă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, faceți-o acum. Like, share, subscribe, comment, faceți de toate ca să putem să... Repet, nu o să știm. De când vă tot spun eu... De când vă tot spun eu că încet, încet încep să strângă și nu le convine, mă.
N-au cum să existe insule din astea de libere în care să mai vorbește în mod normal, natural, da? Ușor, strâng șurubul, strâng șurubul. Dar cine știe, poate unde-s mulți, puterea crește. Așa că hai să ne adunăm pe această platformă. Păi, fraților, să nu vă predați mâine chitările, că s-ar putea să mergem prin țară. Deci țineți-vă, băi, Bogdane, totuși o chitară la îndemână, că s-ar putea să o luăm prin țară. O chitară la vremea ei face cât 10 progresei. Da, așa. Că nu se știe ce naiba de vremuri vin. Să tragem concluziile, dași prieteni, dacă sunteți de acord. Fiecare pe ce vrea. Uite, Bogdan, zi tu. Despre ce, ce vrei? Eu aștept să se confirme și teoria conspirației că în delta Dunării, că zona deltei o să se militarizeze și că o să aibă loc acolo, între Bâstră și Chilia, o să aibă loc... când trece de nave cu grâne, când cu armament. Și o să fie, pentru că asta a fost imediat înfierată, deci toată lumea a sărit în cap cu toată chestiunea. Deci nimeni nu înțelege că interesele, a zis și Tavi, ai zis și tu, interesele de moment ale NATO, Americii cu tot, nu interesează pe nimeni în momentul ăsta canalul Bustru, nu interesează pe nimeni dacă Delta va mai fi în viitor sau nu va mai fi în viitor. Bravo, da. Eu vreau să vă arăt încă ceva pe post de concluzia, apoi lăsăm pe Tavi să tragă concluzia finală. Ieri am trimis lui Bogdan Comaroni și râdeam la om, dar bă, are naibii, toate teoriile conspirației devin realitate, mă, că da e, da? Am descoperit un, cred că un podcast, nu m-am uitat, frate, dar l-am citit în toată chestia asta, făcut la un moment dat, cu o doamnă pe care o cheamă Mădălina Ilie. Ea zice că e fondatoare unei chestii, hai să arătăm, Manu. Se numește Mana Foods Solutions. Cu ajutorul tehnologiei, zice ea, alimentele dintr-o farfurie pot fi concentrate în 5 tablete. Vom învăța să mâncăm și altfel. Păi și mie așa când stau ca tâmpitul, v-am spus, eu sunt un tâmpit care citește tot soiul de tâmpeni. Dar asta este, da. Și mai și mai și distribui și mai dau și altora să citească. Și citesc ce zice asta, mă. Auziți, mă, filozofia. Uitați-o, vedeți? Uite cum arată. E o doamnă asta care zice, bă, atenție. În 5 tablete o să puteți să simțiți gustul mititelului cu muștar, cu varză murată și cu feliuță de pâine pus pe carton, da? Bun. Zice așa, noile tehnologii au puterea să transforme în anii care vin până și modul în care mâncăm. Simțiți optimismul din text, bucuria cu care e scris? Zice, locul unor alimente, bă, nu, au scris unora, după cum vedeți, au greșit, dar traduc eu, că inteligența artificială îi bântuie. Locul unor alimente apetisante din farfurie ar putea fi luat de tablete mai sănătoase, mai sățioase și mai ușor de mâncat. Asta este chiar ca la un spot din ăsta. Îți arată 5 hapuri și zic așa, mai sănătoase, mai sățioase, mai ușor de mâncat. În plus, ar vrea în curând alimentele tipărite. Stai puțin, Tavi, în format 3D, disponibil la apăsare de buton. Despre aceste tendințe și despre tehnologiile care le pot face posibile în România, am vorbit cu doamna nu știu ce, cu tare, cu toare. Și zice doamna asta, da? La început a fost totul despre miere. Am încercat să uscăm miere, astfel încât să o transferăm în tabletă. De ce ai uscat miere? What the fuck? De ce ai uscat mierea? Nu poți mai bagi lingurița în borcanul de miere? Mă mănânci miere? Da? Hai să o uscăm și pe asta. Să fie utilizată pentru îndulcirea cafelei, a ceaiurilor sau pentru a putea lua cu tine la munte sau în orice zonă izolată. Bă, dar nu-i mai bine să bați la ușa unui țăran? Aveți miere! Ce-i aia, tată? Miere! Am, taică, vină să dau cu fagure, cu tot, eventual. Să scurgă mierea așa pe bărbie, mă. Cum încurgea mie când mâncam în prisacă cu taică, mă, când scotea de la stupi, înțelegi? Copiii nu vor lua o tabletă. Ce-i asta? Miere uscată, mamă, mănâncă neapărat niște miere uscată în dimineața asta, da? După care zice, există miere liofilizată. Am extins, zice, această tehnologie și pe alte ingrediente alimentare, carne, legume, fructe combinate, bineînțeles cu condimente și așa mai departe, da? Ne-am gândit să numim și mâncare tabletată, să va numi în toată chestia asta, care se numește odă. Știi bancul cu odă? Odă vă, dacă mama a da, așa să știi că acest grup. Ui, mai dă o dată poza cu fata asta. Eu cred că are foarte multă lipsă de sex, uite. Nu, no, nu îmi place cum... ce spui. Nu, chiar nu vreau să-ți vin. Stai să spun, mă, că... No. Păi nu. Și atunci totul trebuie transformat în pastile. Uite, mă, fata... pastilele, Tavi. Uite aici. Pastilă de... Da. Ce... Nu știu ce e asta. Deci e o pastilă din asta și e un orgasm.
Cam la asta cred că vrea să ajungă. Un orgasm al papilelor gustative. Da? Păi da, și aia. Îți acum explodează papilele gustative. Când ai luat una, dată, ce e asta? Pastilă de... Băi, sexul are mai multe componente. Bă, șorici cu sale și cu covrigi. Pastila cu șorici, cu sare și cu covrigi. Sau șuncă cu muștar. Tavi, eu nu vreau să-ți reproduc ce răspuns i-am dat eu lui Robert când mi-a dat mie. De ce? Că nu se poate spune. Dar noi doi nu suntem departe, să știi. Da, bă, dar nu, bă, există lumea asta care încearcă să ne deformeze, știi? Noi suntem oameni lăsați de Dumnezeu. Părinții noștri au fost la biserică. Noi am fost la biserică. Sărbătorim Paștele. N-ai văzut ce spunea Ursula acum ceva vreme? Să nu mai spunem Sfânta Marie și Iisus Hristos. Că să iasă din limbaj. Nu, mă! Noi suntem o țară care ne-am născut într-un fel, cu oameni majoritari care simt într-un fel, care își fac o Sfântă Cruce, sau nu, dar care totuși sunt crescuți în valorile astea pe care le-am moștenit. Că să le ducem mai departe. Eu cred și sper, mulțumesc bisericilor că au făcut un prim pas spre trezirea acestei națiuni, care, uite, e cu căpăstru. Bă, de ani de zile, noi respectăm ceea ce ni se ordonă de la Bruxelles. Și cu bustroie și cu asta. Nu mai, astea sunt povești. Adică să înghițim tableta UE. Tableta UE. UE este vorba, da. UE, da, am greșit eu. Da. Deci, zice doamna, dacă ți este foarte foame, posibil să mănânci toate cele 10 tablete odată, inclusiv cafeaua ca și băutura. Bă, deci eu pe toți ăștia cu pantalonași cu vedere la gleznuță, îi văd având buzunarele pline de tablete. Zice, vrei să ieșim la un prânz? Da, tu ce tabletă ai astăzi? Zice, am tabletă de Kia cu... Bă, e și pentru cafea? De Kia. Bă, dar pentru trabuc, nu face fata asta. Ba, cred că vom avea tablete la trecate, mă. Ce mai fumăm noi dacă ne face și pastilă de Cohiba și de Hoyo de Monterey? Da. Luăm o cafea, o pastilă de cafea, Bogdane, când vii tu aici și cu Robert la terasă, la prietenul nostru Mircea, și zic, bă, Mircea, ai o tabletă de Cazadores? Bă, n-am, dă-mi mie Cazadoresul tău că-ți dau o pastilă de Hoyo de Monterey. Bă, nu, dă-ți-mi să cași pe tine de râs, bă, deja, bă, să mă drag. Minunata lume nouă e aici, zice doamna, de exemplu, dacă reușim să desigratăm un kilogram de carne de porc din care rămân circa 240 de grame de produs brut, deoarece se elimină apa, putem să facem tablete de 5,5 grame. Ele au 20 de kilocalorii, dar senzația de sațietate nu e ca atunci când ai mușcat într-un ou și din acea bucată de aliment organismul tău câștigă 20 de kilocalorii. Aici senzația de sațietate e mult mai mare pentru că în tabletă rămâne partea consistentă a alimentului, plus că metabolizarea se face lent, se face bine din punct de vedere al sănătății, al efortului stomacal. Fraților, uitați-vă la mine, bine ce vă spun. Încep să stric ca popa în biserică, înțelegi? Cu fraților, băi, ăsta e viitorul, mă. Tableta, băi, deci o să fim toți pe tablete. Ascultați-vă, în 10 ani de zile s-au dus naibii nici restaurante. Care mai aveți restaurante, închideți-le ușor, ușor, tată. Că asta va fi. La colț de stradă stă unul cu tablete, umblă printre mașini, pe la stopuri. Înțelegi cum vândă ăștia acolo? Robert, nu, aparente sunt... Sunt automate, Robert, pentru ce nu spui tu... Automate, dar dacă exact, înțeleg. Da, spune și continuarea, că tot femeia asta are acum un prototip automat de sandwich-uri printate. Printate, exact. Da. Mă, Bogdane, da, dacă ești cu portofelul ăla despre care vorbea cu... Cum digital. Zice, Robert? Digital, atunci ăla îți va spune de la Uniunea Europeană, Ursula. Bogdane, ai băut prea multe cafele, nu mai poți să cumperi o pastilă de cafea și ai fumat prea mult în ultima săptămână. Nu mai ai voie și îți blochează wallet-ul. Deci cam la asta se va ajunge dacă mergem înainte. În orice caz, sfatul meu și rugămintea mea către toți cei ce ne ascultă, să nu mai citească știrile astea, să citească cărți. Asta am scris și în editorialul de mâine. Uite, vă prezint și o carte, Jumătate de secol cu Borges. Dacă mișto. Un dialog între Borges și Mario Vargas Llosa, pe oameni normali. Deci mergeți, luați cărți de la bibliotecă, pentru că în curând o să dispară, și redescoperiți o lume normală care nu vă va sfătui să mâncați pastile, care vă va sfătui să vă faceți o cruce și când greșiți să vă cereți iertare. Și așa, o lume din asta
normală în care nu veți fi, n-aveți portofel, băgați mâna în buzunar, scoateți leuțul, nu mergeți la card și cereți îmbuirea Uniunii Europene să vă aprobe să vă cumpărați pastile de cafea. Mulțumesc foarte mult, Tavi Hondră, mulțumesc Bogdan Comaroni, a fost o plăcere, domnilor, ca de obicei. Pe cei care sunt pe canalul de YouTube Hai România, îi invit și diseară pe Metropola TV, am o emisiune acolo sub semnul întrebării. Încă mai ai? Da, încă. Păi, ce să facem? Asta. Dar câte emisiuni ai făcut? Nu, pe săptămâna asta... Suntem la început. Săptămâna asta... Câte emisiuni ai făcut? Mă mai lasă, da. Păi, câte emisiuni ai făcut, Robert? Băi, nu stau să le număr acum. Am făcut. De ce? Ce ai cu mine? Da? Păi nu, dacă e un număr clar, bă, că mi-ajung la numărul ăla. Stai că mi-a pornit laptopul, mi se dereglează tehnologiile pe aici și bă... Da. Oricum vei fi dat afară. Da. Robert, vezi că mai ai timp până la Paști. Știi că dincolo a fost până la Crăciun. Asta este. Dacă îl invit pe Comaroni în emisiune, ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă, ne închid ăștia direct. Da, asta e viața, băi băieți. Lasă-mă. Înțeleg. Pe mine să nu mă chem că te... generația nouă care va face podcasturi și emisiuni de televiziune pe tablete. Deci aia vor să fii cu tableta, înțelegi? Bă, ideea e că și Corea Bancola, cu în două că vine generația nouă. Da, exact. Hai, să fii sănătoși, să ne vedem cu bine. Doamne ajută!